Dumnezeu să vă rămână în suflet de acum și pentru totdeauna. Textul cu care voi începe, având în vedere că e prea frumos cuvântul lui Dumnezeu ca să mai rămânem la cuvintele noastre, se găsește în Apocalips, capitolul 14, cu versetul 7, prima parte. Este vorba de un înger care zbura prin mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică, care trebuia să vestească tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminții, oricărei limbi, oricărui norod, deci și în limba rusă, și în limba engleză, și în limba, zici, și în limba ucrainiană, da. Deci, Evanghelia lui Dumnezeu are ceva universal pentru fiecare om, indiferent de situația concretă în care se află. Avem impresia uneori că datorită încercărilor prin care trecem, datorită problemelor în care suntem, Dumnezeu nu ne mai vorbește. În realitate, vestea bună, adică Evanghelia, Evangelion, este pentru ființa umană, indiferent de condiția în care este. Și după ce cerul spune că Dumnezeu are o astfel de veste pe care trebuie să o ducă tuturor, versetul 7 spunea: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, căci a sosit ceasul judecății lui. Punct. Veste bună sau mai puțin bună? Când ești sub judecată, te simți bine sau te simți mai puțin bine? Cuvântul acesta de judecată, dragii mei, împarte lumea în două, fără să vrem. Unii avem un reflex, alții alt reflex. Din cauza asta am pus întrebarea asta la începutul întâlnirii noastre. Cum trăiești sub judecată? Cum trăiești sub judecată? E de bine sau de rău? Și vă voi invita, spre surpriza dumneavoastră, să plecăm din Noul Testament, să mergem în Vechiul Testament. Să mergem în Vechiul Testament la o carte numită Domnul este judecătorul meu. Adică Daniel. Domnul e judecătorul meu. Și din punctul ăsta de vedere aș vrea să-l folosim ca o introducere astăzi pe Daniel, ca un tip al răspunsului nostru la întrebarea dinainte. Deci Daniel să-l folosim ca tip pentru noi atunci când trebuie să răspundem la întrebarea: cum trăiești tu sub judecată? Adică cum trăia Daniel sub judecată? Adică eu pot trăi sub judecată cum trăia și Daniel? Cam asta este provocarea de astăzi. Pentru unii dintre dumneavoastră foarte simplă, pentru că cunoașteți Sfânta Scriptură și ziceți: o, pe Daniel l-am studiat foarte mult. Pentru alții puțin mai complicată, datorită faptului că s-ar putea să fie o abordare nouă, dar ceea ce vreau să spun este faptul că aplicația la noi este fantastică, este extraordinară. Cartea lui Daniel este una dintre cărțile vechi ale Sfintelor Scripturi și este de asemenea una dintre cărțile care a făcut mare tulburare în mințile oamenilor, în mod special datorită acurateții istorice cu care această carte a fost interpretată. Adică elementele de istorie găsite în această carte s-au împlinit cu asemenea exactitate încât oamenii au zis: cartea asta nu poate să fie scrisă atunci când se zice, adică undeva în secolul 6 sau începutul secolului 5 înainte de Hristos. Nu se poate. Cartea asta trebuie să fi fost scrisă cu mult mai târziu, punctul numărul 1, și trebuie să fi fost modificată foarte mult. De ce? Păi trebuie să fi fost modificată ca ceea ce scrie în cartea asta să se potrivească exact cu realitatea istorică. Când în anii 1940, doar așa repet lucrurile astea ca să le aducem în memorie, când în anii 1940 au fost descoperite sulurile de la Marea Moarte și într-una dintre ulcelele alea vechi, de undeva de secolul 2 dinainte de Hristos, a fost scos un sul în care era integrală cartea
lui Daniel, eu vorbesc de Daniel acum, integral a fost descoperită cartea lui Daniel, s-a zis, este extraordinar, înseamnă că cartea asta n-a fost modificată. Și care și în secolul 2, când au copiat-o esenienii, ea era copiată, luată, deja exista, ceea ce înseamnă că a fost scrisă înainte de secolul 2, înainte de secolul 3. Se poate să fie autentică data scrierii ei, adică 590, probabil. Și în Septuaginta există. Înainte de Hristos. Și cu bucurie mă apropii de ideea da. Mă bucur că pot să zic da. De ce? Simplu. Trăim astăzi într-o lume în care miracolele sunt puse sub semnul întrebării. Venim dintr-o zonă modernă în care rațiunea era totul. Și noi am măsurat totul cu rațiunea noastră. Și dacă metru rațiunii noastre nu s-a potrivit cu metru găsit în altă parte, am zis că celelalte nu sunt bune. Pentru că omul era măsura tuturor lucrurilor. Așa s-a întâmplat că am măsurat și geneza tot cu metrul nostru și am zis, dom'le, nu se poate ca geneza să fie reală, adică în cosmogonia noastră, în geneza noastră, chiar așa să fie Dumnezeu să fie început lucrurile și așa să fie o etapizare de 6. Apoi fiecare etapă să țină câte o zi, care să aibă o seară și o dimineață, adică 24 de ore, să fim serios. Nu merge treaba asta în condițiile actualismului nostru, ceea ce înseamnă că întotdeauna lucrurile au funcționat ca azi. Deci ziua de azi e măsura întregii istorii. Și dacă lucrurile au fost ca azi, nu se poate ca într-o zi de 24 de ore să se întâmple lucrurile acestea, pentru că azi nu se întâmplă. Și dacă nu se întâmplă azi, înseamnă că nu s-a întâmplat nici altă dată. Interesant fel de a gândi, foarte interesant. Din nefericire însă exclude posibilitatea unui element din afara sistemului nostru de gândire. Cu alte cuvinte, noi presupunem că sistemul nostru de gândire este închis, că noi am verificat tot ceea ce se află în sistemul nostru închis, în cutia noastră, și de asemenea am verificat și ceea ce este în afara cutiei noastre și am ajuns la concluzia că în afara cutiei noastre nu mai este nimeni. C.S. Lewis spune la un moment dat așa, zice, lucrurile astea ar merge și se aseamănă cu următorul lucru. Imaginați-vă că puneți în sertarul noptierii dumneavoastră de la hotel într-o seară $1,000. A doua seară mai puneți $1,000. A treia seară deschideți sertarul și găsiți 500. La ce concluzie ajungeți? Ori că s-a stricat legea matematicii, ori legea Statelor Unite, zice el. Care dintre cele două s-au stricat? Ca să ajungi la concluzia că s-a stricat legea Statelor Unite, trebuie să presupui că legea matematicii nu s-a schimbat, adică nu se poate ca 1000 plus 1000 să facă 500. Nu se poate. Deci legea matematicii încă funcționează. S-ar putea să se fi stricat legea Statelor Unite sau s-ar putea ca o altă mână din afara camerei tale, a cutiei tale, să fi intervenit acolo și să fi luat banii. Dragii mei, mă întorc la modul nostru de a gândi. Astăzi și întotdeauna creștinismul a vorbit despre un element din afara cutiei noastre, din afara spațiului nostru, din afara cutiei noastre închise, care are posibilitatea să intervină în sistemul nostru de existență după buna lui plăcere cu cale. De ce? Datorită faptului că El este creatorul și ca și creator, ca originator al tuturor lucrurilor, El are autoritatea celui ce posedă
Deci el este proprietarul, da? Stăpânul. Și doi, datorită faptului că acest stăpân a făcut lucrurile de așa natură încât a așezat realitatea lumii acesteia sub anumite legi de existență materiale, care țin toate lucrurile sub control și în existență, dar care a lăsat aceste lucruri și sub autoritatea unor alte legi supramateriale, pe care Dumnezeu le-a numit legi morale. Și în categoria aceasta, deci sub aceste legi, intră ființa umană, care trebuie să se raporteze la legile morale, care n-au neapărat de a face cu relația materială. Și de asemenea, sub categoria legilor morale, este responsabilitatea lui Dumnezeu de a interveni în această istorie pentru a o corecta. Ține de moralitatea lui Dumnezeu ca să intervină aici. Vorbim despre moralitate, din cauza asta este drept să vorbim despre judecata lui Dumnezeu. A venit vremea judecății lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că a venit vremea corectoare a lui Dumnezeu. A venit vremea ca Dumnezeu să corecteze mersul lumii noastre după legile pe care le-a lăsat El. Nu legi fizice doar, ci legi morale. Legi de existență supra-materială. Cu această perspectivă a unui Dumnezeu care are grijă, care are autoritate și are dreptul la toate aceste lucruri, vă invit puțin să ne întoarcem, deci, în jurul anilor 750 înainte de Hristos. Poporul evreu își ducea secolele lui de istorie, depășise momentul davidic, depășise momentul solomonic, momentul de culme al existenței sale, avea templul construit la Ierusalim, avea o existență cu care se mândrea. Avea însă traumele lui. Una dintre traumele majore ale poporului Israel era că imediat după Solomon avusese loc o fractură extrem de puternică în sufletul acestui popor, astfel încât 10 triburi s-au despărțit de alte două triburi și aveam cumva o împărțire în două, 10 și 2. Nu era doar că era o împărțire teritorială, dar ajunsese la un moment dat ca această rupere să fie o rupere sufletească, spirituală, astfel încât Ieroboam, când a făcut această împărțire, a avut grijă ca să-i alieneze religios și a împărțit în două. I-a împărțit în două. Cei de la Ierusalim au rămas mai departe credincioși lui Jehova, dar 10 triburi pur și simplu au început să reflecte sistemul religios al popoarelor din jur. La un moment dat, pe parcursul istoriei, au copiat vase din templele religioase de la Damasc, le-au adus pe teritoriul poporului evreu, chiar în Ierusalim. Cei din nord, cele 10 triburi, și-au construit un vițel la Betel și altul la Dan. Vă rog să vă aduceți aminte că în poporul Israel închinarea de la Sinai, închinarea la vițelul de aur, adusese mânia lui Dumnezeu și o traumă extraordinară, arătând că Dumnezeu niciodată nu va îngădui lucrul acesta. Ori avem în partea de nord doi viței de felul ăsta. Și regele a zis, nu vă mai duceți la Ierusalim, că n-are rost, stați aici și închinați-vă celor doi viței. Puneți voi numele acestor viței cum vreți. Ce nume puneți? Ce nume vreți?
Dacă vreți, le spuneți Baal, reprezentat, de fapt, printr-un taur. Dar dacă vreți, puteți să le ziceți și... Și aici e problema. Puteți să le ziceți și cum. Hai, ziceți. Da. Asta e, da. Puteți să le ziceți și Jehova. Ziceți Jehova și închinați-vă la... Vițel, că asta a fost ecuația de fapt de la muntele Sinai. Aron așa a învățat, le-a zis așa. Zice, iată Dumnezeul vostru care v-a scos din țara Egiptului. Și l-a pus înainte un vițel. Cine-i scosese din țara Egiptului? Jehova. Cu alte cuvinte spunea, puneți numele acestui vițel? Jehova, nu e nicio problemă. Starea aceasta de lucruri care a marcat o decadență extraordinară imediat după Solomon este preîntâmpinată de momentul în care se ridică primul profet în lanțul profetic de după Solomon. Și acest prim profet este Amos. El se ridică și vorbește pe teritoriul nordic al celor 10 triburi, care erau mai puternice decât cele două triburi din sud. Deci Ierusalimul cu cele două triburi ale sale era slăbuț pe lângă, teoretic, cele 10 triburi din nord, care erau puternice, erau prospere și aveau capitala la Samaria. În Amos, capitolul 2, cu versetul 9, Amos începe și spune, măi, oameni buni, Dumnezeu a nimicit pe amoriți de pe teritoriul ăsta ca să vă facă loc vouă și vi-a dat vouă țara lor, dar i-a nimicit pe amoriți. Nu pentru că erați voi ceva special, ci datorită faptului că ei ajunseseră să fie urâți în nelegiuirea lor. Datorită păcatelor lor, Dumnezeu i-a nimicit. Și spune mai departe Amos, iar voi i-ați întrecut pe ei. Și dacă ar trebui să se facă lista pe care Dumnezeu o arată ca fiind lista păcatelor poporului Israel, am putea aminti necinste, nedreptate față de cel sărac, crimă, călcarea sabatului, persecutarea profeților lui Dumnezeu care mustrau, sponsorizarea Evangheliei prosperității, adică dacă era vreun profet care vorbea în cinstea împăratului și în legătură cu faptul că vremurile vor fi bune, vor fi prospere, împăratul îl subvenționa și zicea, profesește, am eu nevoie pentru ca să stimuleze etosul popular, pentru ca să creeze un spirit de pozitiv în națiune, ca și astăzi, da? Evanghelia prosperității e și astăzi. E la modă, nu e nicio problemă în privința asta. Apoi vorbește despre idolatria din poporul Israel, idolatria baalică și nu numai. Idolatrie care presupunea o conotație puternic imoral-sexuală. Se profesa sexul premarital, extramarital, homosexual, sexul bestial. Toate lucrurile acestea le găsim acolo. Le citez pentru că au năvălit astăzi peste noi ca pe vremea aceea. Din cauza asta le citez. Citiți aceste lucruri în Ieremia, capitolul 9, 9 la 27, Ieremia, capitolul 22, le veți găsi. În condițiile acestea, Dumnezeu se ridică și spune poporului Israel, fiți atenți că am de gând să vă judec. Și judecata e deasupra voastră. Anii 750. Ceva foarte interesant este că oarecum contemporan cu Amos este Iona, profetul Iona. Și Iona este trimis de Dumnezeu unde? La Ninive. Să avertizeze Ninive că și ea era sub judecata lui Dumnezeu și datorită nelegiuirilor ei, dacă nu se pocăiește, ea va fi nimicită. Știți de ce este ciudată? Cine va fi pedepsitorul celor 10 triburi din nord?
Ninive, asirienii. Asirienii vor veni în anul 722 și vor lua în robie cele 10 triburi din nord. Și vă rog să observați, Amos se duce la cele 10 triburi din nord și le spune: pocăiți-vă că dacă nu, Dumnezeu vă va judeca. În același timp, Dumnezeu trimite un sol la Ninive, viitorul bici pentru Israel, și spune: pocăiește-te și tu, că nici tu nu ești mai bun. Și dacă nu te pocăiești, te voi judeca și pe tine. Cele două națiuni sunt cumva în aceeași situație. Spuneți-mi, de ce a scăpat Ninive? Din ce cauză a scăpat Ninive? S-a pocăit. Ninive s-a pocăit de păcatele ei. Israel s-a pocăit? Nu. Așa se face că mai târziu, în anul 722, Ninive pleacă, se suie împotriva poporului Israel, ia cele 10 triburi de nord, adică le cucerește, apoi le ia și le mută undeva în nordul Asiriei. Iar pe teritoriul izraelit al celor 10 triburi aduce alte neamuri, care mai târziu vor forma samaritenii. Vreau să vă întreb, mai știți ceva de cele 10 triburi? Poftiți? Mai știți ceva de cele 10 triburi? Nu. Astăzi vom vorbi despre ducerea în robie și a lui Iuda și a lui Beniamin și a celor ultimele două. Vreau să vă întreb, dacă de cele 10 triburi nu mai știm nimic, nu era foarte posibil să nu se mai știe nimic și de cele două care au fost duse în robie mai târziu? Pe cele 10 din nord i-au luat asirienii. Pe cele două din sud le-a luat babilonienii. De ce de cele două din sud se mai știe ceva și de cele 10 din nord nu se mai știe nimic? Datorită lui Daniel. Cum tâlmășiți numele Daniel? Dumnezeu este judecătorul meu. Datorită lui Daniel, cele două triburi din sud nu și-au pierdut identitatea. Foarte, foarte interesant acest lucru. Vă rog să observați cum lucrează mâna lui Dumnezeu în istorie. Este frumos. Este extraordinar. Vreau să vă întreb, vă place să aveți un astfel de Dumnezeu care se judece în felul ăsta în istorie? Vă rog în dimineața asta să vă îndrăgostiți de judecățile lui Dumnezeu. Nu sună ciudat? Nu sună ciudat? Sună. Îndrăgostiți-vă de judecățile lui Dumnezeu. Îndrăgostiți-vă de modul în care Dumnezeu judecă. Mă întorc la anul 722. Ce era în 722? Vă amintiți ce s-a întâmplat? Fraților, n-am luat în dimineața asta și n-am făcut PowerPoint. Pentru că PowerPoint-ul ne fură. Aș vrea să rămânem cu ceva în memorie. 722 este anul în care Ninive vine și cucerește Samaria și duce cele 10 triburi în robie. Este anul în care niniviții care se pocăiesc vin și pedepsesc pe israeliții aleși, dar care nu s-au pocăit. Foarte interesant momentul ăsta. În timp ce asirienii cuceresc toate cele 10 triburi din nord, spuneți-mi mie ce au zis cele două triburi din sud, adică Iuda și Beniamin. Ei n-au fost atinși, ei au scăpat, ei n-au fost atacați de asirieni. Ce au zis când au văzut că cele 10 triburi din nord se duc? Poftim? Mulțumesc. Au mai zis ceva? Fratele Turle a zis, suntem buni, pe noi, noi am scăpat. Au mai zis ceva? Probabil că am mai zis, așa le trebuie. Așa le trebuie. Păi de ce? Păi sunt păcătoși. Păi nu le-a spus Amos că sunt păcătoși. Și le-am spus și noi. N-au mai venit să se închine la Ierusalim. S-au dus acolo, s-au închinat la viței lor, la Dan și la Betel, Beersheba.
Dar merită. Lucrurile merg așa mai departe. Vreau să vă întreb, erau mai buni cei din sud? Deschideți cu mine în Ezechiel, capitolul 8. E foarte interesant Ezechiel. Ezechiel va trăi momentele lor în captivitate și a distrugerii Ierusalimului. Și omul ăsta, în al șaselea an, în ziua a cincea, a lunii a șasea, când ședeau în casă cu bătrânii lui Iuda, îi descoperă Dumnezeu starea națiunii sale, adică a casei lui Iuda. Auziți? Versetul 8. Îngerul mi-a zis: fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat un zid și iată că era o ușă. Vă rog să observați, lucrurile astea sunt camuflate, cu alte cuvinte sunt secrete. Dumnezeu îl invită pe Ezechiel să intre în secretele, în zonele secrete ale vieții poporului iudaic. Am intrat, m-am uitat, iată că erau tot felul de chipuri, de târâtoare, dobitoace urâcioase, idolii casei lui Israel, zugrăviți pe perete de jur împrejur. Idolii cui? Poftiți? Păi de ce casei lui Israel? Deci, idolii pentru care cele 10 triburi de nord, casa lui Israel, fusese răduși în robie, unde erau acum? Erau la Iuda, erau în Ierusalim. Erau lângă templul lui Dumnezeu. Dom'le, parcă nu se mai termină odată. Îi nimicește Dumnezeu pe amoriți ca să scape de idolii lor. Îi iau izraeliții. Îi nimicește Dumnezeu pe cele 10 triburi din nord, pe izraeliți. Îi ia Iuda. Este așa o tentativă de ocrotire a acestor idoli. Fantastică. Versetul 11. Înaintea acestor idoli stăteau 70 de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână. Se înălța un nor gros de tămâie. Seamănă cu... E vorba de slujire antică. Slujire antică. Iată, așa slujeau păgânii, cu tămâie, cu candele cu tămâie în fața idolilor lor. Obicei care se menține până în ziua de astăzi, din nefericire, biserica creștină face același lucru, fără să fie conștientă de fapt că obiceiul era păgân. Poate că îmi veți spune, dar cu cădelnița se slujea și la templul la Ierusalim. Așa este? Problema este, sau diferența este, că la Ierusalim nu se slujea în fața chivotului. Nu se slujea în fața chivotului. Aici ideea era că erau tămâiați zeii, erau tămâiate echipurile respective. Aveau nevoie de această slujire. În concepția lui Israel, tămâia era... Ce era tămâia? Rugăciunile sfinților. Tămâia era o chemare la rugăciune națională, dacă doriți. Oamenii erau chemați la îngenunchieri, erau chemați să țină legătura cu Dumnezeu. Pe când aici, tămâia era slujirea zeului respectiv, dezinfectarea lui, ajutarea lui să trăiască, îi dădeau să mănânce și așa mai departe. N-are rost să mai continui aici. El mi-a zis, versetul 12, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Că zic, nu ne vede Domnul, a părăsit Domnul țara aceasta. Și mi-a zis, vei vedea și alte urâciuni mai mari. 14, m-a dus la intrarea porții casei Domnului spre miază noapte și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. Cine-i Tamuz ăsta? Zeu, dar de unde? Face parte din altă categorie de zei. Ceilalți erau zei cananiți, luați de la izraeliți, dar Tamuz de unde? Tamuz este zeu mesopotamian din Babilonia. Ziua de naștere a lui Tamuz, 25 decembrie.
25 decembrie, ce vă spune? Echinocțiul de iarnă, ce vă spune? Crăciun, sigur că da. Femeile îl plângeau pe Tamuz din ce cauză? Că murise. Legenda spunea că a murit și că Iștar s-a dus și l-a scos din infern. La babilonieni, zeii nu, adică, iertați-mă, morții nu mureau. Morții nu mureau. Și după nașterea lui Tamuz, sau după 25 decembrie, în fiecare an, morții ieșeau la viață. Și urma câteva zile de nebunie colectivă, așa numitele Saturnalii, în alte culturi, așa numite Saturnalii, acele săptămâni de bâlci, de bal mascat, colective, care aveau loc între 25 decembrie și anul nou. Săptămâna aia de sorcova vesela, plugușorul, ce mai era? Capra. Capra era capra lui Dionisos, că Dionisos era așa mai departe. Deci se transmit din generație în generație această nebunie. Iar cei ce intrau în acest joc trebuiau să poarte măști. Ei nu veneau așa, veneau cu mască. Masca reprezentând pe cine? Morții care au înviat. Și uite așa, dragii mei, până în ziua de astăzi și noi credem că morții nu mor, că morții reapar, că avem sărbătorile noastre, nu-i departe, nu? Nu-i departe. Se numește sărbătoarea tuturor sfinților sau sărbătoarea morților sau ziceți, Halloween când vin. E o istorie întreagă, nimic nu se pierde. Parcă cineva vrea neapărat să țină lucrurile astea, să le transmită dintr-o generație într-alta. Nu? Vrea cineva? Nu știu, dar vrea cineva. Nu-i diferență, nu-i diferență. Mă apropii foarte mult de Daniel. Adică de momentul nașterii sale. Cam asta era starea în Iuda, în momentul în care timpul trece. Deci 722 e căderea Samariei. Iuda zice, noi stăm mai bine, dar uite cum stătea de fapt, era cu Tamuz, cu toate astea care le-am discutat până acum, toate le aveau încorporate în cultura lor secretă acești oameni. Și în timp ce trăiesc mai departe, aproape 100 de ani, în anul 626, deci 722-626, diferența este de 100 de ani. După 100 de ani, este distrusă Ninive. Cine era Ninive? Asupritorul triburilor din nord. Și Iuda zice, în sfârșit i-a venit rândul lui Ninive. Uite că Dumnezeu nu lasă nepedepsit. Și el zice încă o dată, dar noi suntem buni, noi suntem mai buni, noi am scăpat. De noi nu se poate atinge nimeni. Din ce cauză? Aveau făgăduința mesianică, erau un popor mesianic, l-așteptau pe Mesia. Vă dați seama? Dacă ar fi intervenit și ar fi avut aceeași soartă ca și asirienii, ar însemna că Dumnezeu nu se ține de cuvânt, nu? Pentru că măcar Ierusalimul a rămas și Ierusalimul era locul unde Dumnezeu a promis că va veni Mesia. Așa că stau liniștiți. Repet, anul 626-612 este vremea cuceririi Imperiului Asirian de către babilonieni. În perioada asta se naște Daniel. De ce îi pune mama numele Daniel? Dumnezeu este judecătorul meu? Din ce cauză? Alte nume. Știți că
la un moment dat, o perioadă în, eu știu, în istorie, poate să fie recunoscută de numele care se pun în vremea respectivă. La un moment dat s-a pus numele Andrei între români, altă dată s-a pus numele Vlad și majoritatea generației respective poartă numele astea. Generația lui Daniel, ce alte nume mai purta? Da, așa e. Unul dintre prietenii lui de aceeași vârstă se numea Anania, ceea ce înseamnă Domnul dă har sau bunătate. Altul se numea Micael, care înseamnă cine este ca Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este unic. Altul este Azaria, ceea ce înseamnă Domnul ajută. Vreau să vă întreb, ce fel de părinți erau părinții ăștia? Părinți în care văd că lumea din jurul lor se prăbușește. Văd că sirienii cuceresc pe izraeliții de nord. Văd că Asiria cade sub Babilon. Văd că schimbări rapide au loc ca niciodată în generația lor. Apropo, trec puțin la generația mea. Nu vi se pare că se schimbă prea mult și azi? Nu vi se pare că și astăzi trăim într-o vreme de schimbări cum n-au mai fost? E bine, în timp ce lucrurile se schimbă atât de rapid, ei pun nume asta. Domnul e judecătorul meu, Domnul dă har, Domnul ajută, cine e ca Dumnezeu? Ce fel de părinți sunteți voi? Credința e pe cale de dispariție atunci. Unii plângeau pe Tamuz, alții se închinau lui Baal, alții își schimbau numele lor în nume teoforice care aveau în componență nume de zei cananiți. Poporul evreu nu reușea să reziste, poporul iudeu din sud nu reușea să reziste. Am vorbit despre lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu părinții ăștia? Ăștia cum rezistă acești părinți? Unde se uitau? Care e preocuparea lor? Apropo, ce fel de părinți avem azi? Că vom vorbi despre lucrul acesta. Semănăm întru totul. Situația de atunci e trasă la indigo cu situația de azi. Cum stau părinții creștini? Care-i preocuparea? Ce nume pun părinții, pun copiilor lor? Dar mai mult decât atât, ce fel de copii au fost aceia care au purtat numele astea? Că puteau pur și simplu să zică, știi ce, nu mă interesează numele astea azi. Sunt o mulțime de tineri astăzi că atunci când intră pe internet își schimbă numele, corect? Își pun nume avatar, se numesc nume avatar, schimbate. Să nu-i identifice nimeni. Nu puteau să-și schimbe? Nu puteau să-și schimbe numele? Mai mult decât atât, Babilonul le-a și dat oferta asta, că mai târziu vom vorbi despre treaba asta, li se va schimba numele. De ce? Prima dată când am ajuns în București, mi-aduc aminte și acum, într-un oraș în care nu mă cunoștea nimeni, știți care a fost primul meu gest? M-am așezat pe marginea trotuarului, jos. Și am zis, sunt liber, nu mă mai vede mama. Că murdăresc pantaloni. Știți? Liber. Ce fel de tineri au fost aceștia care n-au simțit eliberarea asta? Pot să nu mă mai numesc Daniel. Pot să nu mă mai numesc Anania, Mișael, Azaria. Ce fel de tineri au fost? Ce fel de tineri au fost care vor scrie mai departe istoria vieții lor și o vor intitula mare? Daniel. Și nu făceau referire la numele lor. Făceau referire la faptul că Dumnezeu judecă. Ce fel de tineri au fost? Vă las să vă gândiți lucrul ăsta. Aș vrea să mai trec puțin cu dumneavoastră prin câteva date. Cine i-o fi învățat să stea lângă Dumnezeu? Cine i-o fi învățat să fie credincioși? Mă întreb, i-o fi inspirat Ieremia, marele profet? Au stat împreună cu el? Sunt întrebări la care vă rog să vă gândiți dumneavoastră.
Am citit din Ezechiel capitolul 8 ultima dată, așa este? Știți în ce an s-a scris Ezechiel capitolul 8? A fost scris în anul 592. 592. Vreau să observați un lucru. Ierusalimul a fost atacat de 3 ori de către Nebucadnețar. O dată în 605, a doua oară în 597, a treia oară în 586. Nu mă interesează ca dumneavoastră să învățați anii, deși ar fi frumos. Dar nu asta e problema. Problema este, de ce de 3 ori, Doamne? De ce de 3 ori? Prima dată, în 605, îl ia în robie pe Daniel. A doua oară, în 597, îl ia în robie pe Ezechiel. A treia oară, în 586, e distrus Ierusalimul complet. Observați cum Dumnezeu încearcă cumva să-i trezească la pocăință pe popor. Trimite odată, îi cruță. Trimite a doua oară, îi cruță. Când nici de două ori nu te întorci, nu te pocăiești, a treia oară, e gata. E gata. În 592, aia era situația poporului evreu. Cu Tamuz, cu zeii respectivi, cu orice. Și acum vă rog frumos să deschideți cu mine în Daniel, capitolul 1, cu versetul 2. Sunt două lucruri la care vreau să mai stăm. Versetul 2. Domnul zice, hai să citim și unul. În al treilea an al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului, l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte, deci a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Lucrul care mi se pare fascinant și provocator este faptul că Daniel zice: Domnul a dat în mâna lui Nebucadnețar pe Ioachim. De ce Daniel nu zice, ar putea să fi spus așa: Domnule, a fost greșeli de tactică militară, a fost greșeli politice. Nu trebuia să facă asta, greșit a fost primul ministru, ministrul de război, împăratul. Nu zice nimic de toate lucrurile astea. Zice simplu, Dumnezeu l-a dat în mâna lui. Păi de ce? Există un realism profetic în conștiința poporului evreu unic, dezvoltat de Sfânta Scriptură, și anume judecata lui Dumnezeu. Păi, s-ar putea să greșești tu, s-ar putea să greșească X, Y, Z, nu asta e problema. Problema este că suntem sub judecata lui Dumnezeu și depinde foarte mult de cum judecă Dumnezeu. Pentru că și greșelile respective sunt permise de Dumnezeu. Probabil că n-ai face niciodată greșelile respective dacă ai ascultat de Dumnezeu. E corect? Păi nu i-a ajutat, nu i-a rugat Dumnezeu, cât i-a rugat Dumnezeu. Nu vă mai încredeți în Egipt. Nu mai faceți alianțe cu Egiptul împotriva Babilonului. Că nu vă va ajuta. Supuneți-vă Babilonului și nu veți avea nicio problemă. Le-a spus Dumnezeu așa? Le-a spus. Ce i-a făcut să nu se supună? De ce nu asculți, omule? De asta zice Dumnezeu, i-a dat în mâinile Nebucadnețar. Dar asta înțeleg. Dar știți ce nu înțeleg? Nu înțeleg de ce Daniel poartă cu bucurie numele de Daniel mai departe. Adică în timp ce Dumnezeu dă în mâna împăratului Nebucadnețar Ierusalimul, Daniel zice: Dumnezeu e judecătorul meu.
Cum poți, Daniel, să mai vorbești de astea? Are Daniel vreun câștig? Are vreun câștig? N-are. Niciunul. Îi se distruge țara, corect? Îi se distruge țara. Se distruge ceea ce iubea cel mai mult, templu. Dintr-un popor mesianic care trebuia să ducă salvarea la întreaga omenire, că ăsta era rolul lor, a ajuns să nu poată să fie salvați. Aproape sunt un popor pierdut. Părinții lui Daniel nu se mai știe nimic de ei, uciși. Dar, în orice caz, i-a pierdut, nu i-a mai văzut niciodată. Este luat de acolo nu pe considerente favorabile, este luat din țara lui ca rob. Îi se pun picioarele în fiare și trebuie să parcurgă pe jos peste 1500 de kilometri, aproximativ 1000 de maile. Cam 25 de kilometri pe zi se puteau face. Au trebuit să meargă în continuu, marș forțat, 2 luni de zile. 2 luni. Lucrul cel mai dureros dintre toate este că în Isaia 39:7, vă rog eu frumos să deschideți asta. Isaia 39:7. Îi se spune lui Ezechia, regele de atunci al Ierusalimului, cu mult timp înainte de cucerirea Ierusalimului, îi se spune, pentru că n-ai dat slavă lui Dumnezeu, vor lua din fiii tăi, ieșiți din tine. Apropo, Daniel era de inviță regală, era unul dintre urmașii ultimi ai regelui ultim al poporului Israel. Zedechia. Ce vor lua din fiii tăi ieșiți din tine, pe care îi vei naște, să-i facă fameni în casa împăratului Babilonului. Ce înseamnă fameni? Eunuci. Procesul de castrare. Este posibil ca Daniel să fi fost făcut eunuc. Ce câștiga? Ce a câștigat Daniel? Ce a câștigat? Omenește nimic. Asta este partea extraordinară. Cum poți să spui Domnul este judecătorul meu și aparent să nu fie nimic bun în toată treaba asta? Cum e posibil? Cum e posibil să-ți însușești judecata lui Dumnezeu în condiții de felul ăsta? Cum e posibil să-ți placă judecata lui Dumnezeu? Pentru că sunt două feluri de istorie. Este o istorie colectivă, națională, despre care am vorbit până acum, dar este și istoria mea personală și te întreb, bine, bine, dar de ce sunt eu vinovat de toate păcatele poporului meu? Că părinții mei au fost credincioși, mi-au pus nume Daniel. Eu am fost credincios până în momentul acesta. Unde se vede deosebirea între cel bun și cel rău? Unde se vede deosebirea între istoria națională și istoria personală a cuiva? Poți tu ca istorie personală să spui, Doamne, împărtășesc de bună voie soarta poporului lui Dumnezeu? Poți să spui treaba asta? Sunt dispus să împărtășesc soarta poporului lui Dumnezeu. E drept? Păi nu e drept. Și atunci? Ce șansă ai? Frații mei, cele două istorii se întrepătrund, să știți. Istoria poporului Dumnezeu cu istoria individuală se întrepătrund. Greșelile pe care le face poporul lui Dumnezeu ca la nivel de biserică se repercutează asupra ta ca individ. Nu există să nu aibă legătură. Au legătură. Care e singura șansă? Care e singura șansă? Dumnezeu este judecătorul meu. Asta e singura șansă.
Dacă Dumnezeu nu este judecătorul meu și judecătorul tău, în condițiile în care biserica își pierde identitatea, în condiția în care biserica își pierde scriptura, în condiția în care biserica își pierde moralitatea, în condiția în care vedem că se dizolvă aproape tot, dacă Dumnezeu nu rămâne judecătorul nostru, pierdem și nu mai e nimic de câștigat. Este singura noastră perspectivă. Pe data de 15 august 605, Ierusalimul era cucerit. Nebucadnețar primește o veste că a murit tatăl său. De frică să nu ia altcineva tronul, cu o suită destul de importantă, o ia prin deșert și traversează deșertul. În câteva zile ajunge acolo și ia în stăpânire tronul. Restul oastei trebuie să o ia pe jos și să o ia pe drumul clasic, ocolind totul peste 2 luni de zile. Dacă la 15 august a sosit vremea, calculați, vă rog, 2 luni și ajungeți la data de, deci, 15 august, 15 octombrie, dacă vreți, noiembrie. Ierusalimul este în efervescența sărbătorilor de iarnă. Efervescența sărbătorilor de iarnă. Se apropie anul nou. De fiecare dată când se apropie anul nou, Ierusalimul începe un nou ciclu. Totul se pregătește pentru a fi nou. Imaginați-vă pe Daniel cum se apropie de oraș. Orașul respectiv este un fel de imago mundi, imaginea lumii în general. Se văd de la distanță turnul, ziguratul, turnul Babel. Se văd templele, se văd grădinile suspendate din Babilon, minunea lumii. Se înălțau până la 70 de metri. 77, de fapt, aproape 80 de metri. Pe aceste terase suspendate creșteau copaci de 25 de metri înălțime. Nu erau jucării. Erau terase care susțineau păduri cu copaci selecți, puternici. Sub respectivele terase erau camerele regale care aveau întotdeauna răcoare în timpul verii. Și regina, în mod special, locuia acolo. Imaginați-vă această imagine extraordinară și Daniel în lanțuri, târându-se spre acest imposibil de imaginat loc. Zgârie norii erau prezenți acolo. Despre Babel se spune că s-a vrut să fie un turn care să ajungă până la cer. Ce rost avea? Istoria îmi spune că era locul unde se întâlneau cele două lumi. Lumea reală cu lumea suprareală. Sus de tot, Babilonul, după ce parcurgeai cele 7 porțiuni inițiatice ale lui, sus de tot avea o cameră de odihnă pentru rege, pentru generali, pentru preoți care doreau să vină acolo și să asculte glasul celor din lumea cealaltă. Acolo se purtau dialogurile, acolo erau epifaniile păgâne. Acolo erau epifaniile păgâne. Stau și mă gândesc dacă nu cumva Nebucadnețar a primit visul lui
Într-una dintre ședințele acestea, deși textul spune că Dumnezeu a avut grijă să nu îl descopere acolo. Textul spune, pe când Nebucadnețar era în patul lui, astfel încât Dumnezeu a sfidat această încercare de a cunoaște supranaturalul. Și Dumnezeu a zis, nu, lasă, fii tu liniștit, vei avea un vis acolo unde nu te aștepți. Dar asta este o altă problemă. Mă întorc la această cultură extraordinară. Fantastic. Și aici era robul încătușat al evreilor care nu plecase, cred, niciodată de acasă, care văzuse cea mai înaltă și cea mai importantă clădire ca fiind templul lui Solomon, frumos, dar nu se compara nici pe departe cu templele lui Marduk care erau acolo. Și când ajunge și intră pe porți, el înțelege câteva lucruri și înțelege că acum, din nefericire, Babilonul a înlocuit Ierusalimul. Nu numai în viața lui, dar în istorie. Babilonul a înlocuit Ierusalimul. Rețineți lucrul ăsta, suntem din nou într-o vreme în care Babilonul a înlocuit Ierusalimul. Suntem exact acolo. 2. Ultimele familii ale lui Iacob erau duse în robie. El făcea parte dintre ele. Nu se știa dacă vor trăi sau nu. 3. Dispariția lor însemna dispariția planului mesianic. Mesia nu va mai putea veni, corect? Dacă dispăreau ei, profeția spunea că din ei se va naște Mesia. Înseamnă că se punea la cale dispariția actului mesianic și anume dispariția venirii lui Iisus Hristos pe lumea aceasta. Și dacă Iisus Hristos nu mai putea veni, însemna că se punea la punct distrugerea lumii. Distrugerea acestui univers. Uman, mă refer la universul uman. Vreau să le înțelegeți, suntem din nou în același punct. Din punct de vedere profetic. Trăim aceeași realitate. Se vrea din nou prăbușirea lumii, se vrea din nou dispariția planului mesianic, se vrea din nou să se asiste cum ultimele biserici se transformă în baruri, în locarul de noapte, în cu totul sau în orice altceva. Se vrea din nou lucrul acesta, se vrea din nou ca Babilonul să înlocuie Ierusalimul. Poarta zeiței Iștar, toate clădirile acoperite cu, ziceți, cu taile, cu faianță, cărămizi glazate, mulțumesc, mozaicuri de o frumusețe extraordinară. În Babilon s-a inventat efectul de stradă. Până atunci n-a existat. Ce înseamnă efectul de stradă? Efectul de stradă înseamnă un loc unde să te plimbi pentru a te afișa. Și strada respectivă se termina cu poarta zeiței Iștar. Era poarta acestei zeițe. Și de acolo oamenii se plimbau. De acolo se desfășurau toate acele defilări extraordinare ale Imperiului. Și așa mai departe. Poarta ajungea până la o înălțime de un bloc cu 5 etaje, zice-se. 5 etaje. Vă imaginați plimbându-vă pe strada aia? Apropo, cine e Iștar? Ați auzit de Iștar bărbata? Iștar era hermafrodită. Era și bărbat și femeie. Iștar bărbata. Ea era femeie, dar era bărbat. Iștar bărbata. Nu vă sună? Nu vi se pare că Iștar a ieșit din nou pe stradă? Nu vi se pare? Tiamat, zeița începuturilor din care s-a născut totul, era și bărbat și femeie. Era bisexuată.
Cultura asta împotriva naturii își are rădăcina de atunci și nu de acum. Noi nu inventăm lucruri, dragii mei. Nu putem. Noi copiem lucruri. Noi copiem realități. Când Daniel a intrat în realitatea lumii acelea, e ca și cum un copil al nostru intră în realitatea pe care o avem noi astăzi pe stradă aici în America. Ați auzit de mitologie în care animalele se unesc cu oamenii? Ce sunt sirenele, spre exemplu? E mitologie greacă, dar nu contează. Ce sunt sirenele? Pește. Jumătate pește, că a ieșit din apă, nu? A evoluat și cealaltă, jumătate a evoluat și a devenit om, cealaltă a rămas... E verigă de legătură, că și așa sistemul evoluționist caută foarte mult verigi de legătură. Sugestia mea ar fi să folosească sirenele. Sunt foarte bune verigi de legătură între lumea acvatică și lumea uscatului în procesul de evoluție. Da? Sfinxul. Ce este? Ăsta e în Egipt. Ce e Sfinxul? Ziceți-mi repede. Corpul este de... leu și capul este de om. Din nou, capul a evoluat, a mers, a ajuns, are inteligență umană, trupul este animalic. Mă rog, nu discut, nu intru în efecte psihologice ale acestei idei. Dar încă o dată, se unesc unele cu altele. E din nou evoluție în Egipt, evoluție în lumea greacă. Vreți să vorbim mai departe de evoluție? Stați să-mi aduc aminte de celălalt. Centaurii. Centaurii, da? Cal, om. Și așa mai departe. Peste tot în istorie. Vedeți în ce lume intra Daniel? În lumea asta intra Daniel. Puteai să spui, tu cărui Dumnezeu slujești? Dumnezeului cerului și al pământului. Și babilonii ziceau, aoleu, păi nu mai sunt la modă zeii ăștia. Pe cum nu mai sunt la modă? În istoria Egiptului, în istoria babiloniană, a fost un proces și anume zeii creațiunii fuseseră uitați și fuseseră înlocuiți cu zei mai târzii, care erau zei revoluționari. Zeii creațiunii erau dați la o parte din cauza că erau zei care nu mai făceau nimic. Au făcut creațiunea și după aia... n-au mai făcut nimic, au dispărut așa, dorm. Asta era ideea lor, dorm. Și au fost înlocuiți cu zei mai târziu, cu Marduk, care luptă, se revoltă, schimbă lucrurile și așa mai departe. Degeaba te duceai să spui, eu sunt un slujitor al lui Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Ei ziceau, dar nu, doarme, lasă-l pe la o parte, haide, vino aici. În fiecare an... înainte de anul nou, regele, împăratul, trebuia să participe la hierogamos. Jocuri obscene, triviale, sexuale, care aveau loc în cadrul unor ceremonii sacre, în care regele trebuia să aibă o relație intimă cu o hierodulă, ceea ce înseamnă o desfrânată de profesie. Toate lucrurile acestea s-au desfășurat sub ochii lui Daniel. Toate. Plecase de acasă. Acasă la el îl plângeau pe Tamuz. Acum l-au descoperit pe Tamuz. În noiembrie, când a venit prima sărbătoare mare pe care a sărbătorit-o, a fost sărbătoarea lui Tamuz. S-a întâlnit cu Iștar. Cu toate nelegiuirile. Confruntarea a fost teribilă, dragii mei. Și cu asta voi încheia. Efectul de confruntare este uluitor. Acest efect de confruntare va funcționa și în ultimul timp. Cuvântul lui Dumnezeu spune că după ce a căzut Babilonul,
Mă duc la Evrei, capitolul 14. După căderea Babilonului, mi se spune că poporul lui Dumnezeu va fi confruntat cu următoarea imagine. Cu o fiară nespus de grozav, de înspăimântătoare. Și confruntarea va fi deodată teribilă. Apocalips, capitolul 14, versetul 9. Această fiară este fiara din Apocalips 13 cu 1. În altă parte este definită grozav de înspăimântătoare. Ce va face copilul lui Dumnezeu, poporul lui Dumnezeu, față în față cu Babilonul? Ajung mereu la aceeași concluzie. Domnul este judecătorul.